suntem live. Bună seara! Bună seara! Sunt foarte încântată în seara aceasta să mă reîntâlnesc cu voi. De această dată într-un live cu o clientă minunată, ale cărei experiențe ale ei și împreună cu mine, experiențe pe care le-am trăit împreună, cumva, într-o călătorie împreună, m-au inspirat tare mult și m-au determinat să o invit în seara aceasta să ne povestească povestea ei, să ne povestească experiența ei, nu doar în ce privește tema pe care o propun de câteva zile, și anume cum ne luptăm noi cu kilogramele sau cum vrem să scăpăm de kilograme și în lupta aceasta nu facem altceva decât să le acumulăm și mai mult. Și pur și simplu să ne povestească aspecte care pe ea au determinat o să ajungă în această etapă de a se căuta pe sine, de a căuta dincolo de ceea ce înseamnă corpul fizic, de ceea ce înseamnă mintea și emoțiile pe care le-a experimentat ea ca și, ca și ființă, ca și suflet care experimentează la rândul ei, la rândul lui. Carmen, bine ai venit! Bună seara, Elena! Bună seara tuturor! Mulțumesc pentru invitație, e o idee genială și mă bucur foarte mult că pot să împărtășesc din experiența pe care acum câteva luni am avut-o împreună cu tine la acel retreat de detox la Fundățica. De acolo a pornit totul, de fapt. Dacă ți-aduci aminte, m-am înscris doar pentru că vreau să slăbesc câteva kilograme, necitind, de fapt, ceea ce vom face la acel retreat, dar sunt foarte încântată că am făcut această alegere. Da. Acum, poate zilele trecute chiar am primit așa un fel de replică. Bine, bine, țara asta arde și baba se piaptănă. Toată lumea este în experiența cu tot ceea ce se întâmplă pe stradă, iar ție ți-arde de kilograme și de înfrumusețare, dar pe bune, pe ce lume trăiești, ești în bula ta în continuare. Și așa cum i-am spus persoane respective, îți spun și ție care poate același lucru gândești tu, cel care te uiți acum la noi, kilogramele în plus nu sunt doar o problemă de estetică. Kilogramele în plus îți arată ție despre tine ce ești tu pe interiorul tău. Pentru că acest corp fizic nu este altceva decât barometrul a ceea ce tu trăiești pe interior. Tot ceea ce ești tu pe interiorul tău și pe care ce nu este invizibil ochiului tău fizic, da? E ochiului tău interior de fapt, se vede pe exterior ceea ce cu ochiul fizic vezi în oglindă și nu-ți place. Kilogramele în plus sunt o pacoste pentru că arată nivelul de nivelul emoțional jos la care ești, nivelul suferinței interioare, arată aciditatea din corpul tău, arată modul în care te hrănești, iar hrana nu este altceva decât ar trebui să fie o resursă de energie pentru corpul tău și, de fapt, pentru că toate suferințele tale interioare există și s-au acumulat în 15 ani cât ai tu până în prezent, ele au devenit, de fapt, un obicei nociv pentru corpul tău. Și acum, înainte de a ne înălța către și a transcende acest corp și aceste simțuri, avem nevoie să venim în corpul nostru, să ne conectăm la acele simțuri și să începem să lucrăm cu ele. De ce? Pentru că pentru a trăi în această viață sănătoși, plin de vigoare, plin de vitalitate, energie, de stare, de vibrație înaltă, de pacea minții, de pacea sufletului, avem nevoie să fim sănătoși. Cum am putea să fim sănătoși dacă corpul nostru este plin de emoții stagnante, de suferințe interioare, de frici, de convingeri ale limitative, de crezuri care ne țin pe loc și ne blochează, ne creează niște blocaje interioare extraordinare. Și am făcut acest mic intro pentru că de curând am avut un webinar despre ce îți influențează ție greutatea corporală și am avut acest webinar tocmai inspirată de cliente, așa cum este Carmen,
care au căutat dincolo de diete să creeze un stil de viață într-o armonie perfectă minte, corp și suflet. Pentru că fără această abordare holistică, orice ce dietă, orice ce program de slăbit nu este altceva decât un fel de maraton pornit dintr-o energie a furiei, a revoltei pe tine însăți că nu ești în stare, pe tine însăți că nu ai voință, pe tine însăți că nu poți, nu ești capabilă să faci asta sau nu ești capabil, că se adresează acest lucru și bărbaților și femeilor deopotrivă. Și inspirată fiind de povestea acestor femei care au venit cumva către mine, pentru că eu însă mi-am trecut prin această experiență de kilograme în plus și așa mai departe, dietă și mulți ani de zile, am creat acest webinar și apoi acest program eliberează-ți kilogramele prin vindecare emoțională, tocmai pentru a veni în sprijinul acelor femei care, luptându-se cu kilogramele, au devenit niște femei pline de neîncredere în sine, pline de frustrare, de furie, de revoltă interioară, care nu este altceva decât, și care nu reflectă altceva decât cât de neajunse sunt pe interior, cât de neîmplinite sunt pe interior, cât de multă durere ascund aceste kilograme care se văd în exterior. Deci, înainte de a ne judeca unii pe alții sau de a gândi că această problemă a kilogramelor este doar una de estetică, vreau să ne ducem dincolo de corpul fizic și să ne uităm dintr-o altă perspectivă a acestei kilograme. Carmen, și revin la tine. Vreau să-mi spui un pic, bine, bine, tu ai venit în retreat pentru că ai vrut să slăbești. Dar, de fapt, ce a determinat? Tu ești femeie de afaceri. Da, sunt de 27 de ani femeie de afaceri, am o firmă de recrutare de foarte, foarte mulți ani, însă ce am constatat în ultimii ani este că la un moment dat nu mai performam așa cum trebuie la firmă, nu mai eram acel om activ și care poate să țină firma pe mapamundul cum o țineam înainte. Nu mi-am dat seama de ce, dar cumva datorită conjuncturilor și anilor în care e foarte mare deschidere către spiritualitate și către dezvoltare personală, am început să înțeleg că, de fapt, problemele mele personale afectau, de fapt, performanța mea la, hai să zicem, la locul de muncă, adică la managementul firmei pe care o conduc de atâția ani de zile. Și sigur că în anii aceștia am constatat că pas cu pas, făcând anumite terapii sau anumite programe, participând la mai multe tipuri de programe, cele cu care rezonam, mi-am dat seama că încetul cu încetul încep să descoper de fapt care sunt problemele în sufletul meu. Și ceea ce a fost interesant la retreat-ul tău, unde, cum am spus, eu nu am văzut decât un program de slăbire, unde m-am dus că în ultimii 2 ani chiar am pus aproape 10 kg și mi-am dat seama că, bun, eu nu mâncam mai mult decât înainte și am făcut foarte multe diete de detoxifiere, raw vegane, în toate felurile, și cumva, și dacă slăbeam un kil, două, le puneam la loc, da? Și informația că problemele emoționale afectează și din punct de vedere al kilogramelor și că ar trebui să lucrez pe partea asta, am primit-o de la mai multe persoane. Dar cumva probabil că am fost atrasă pur și simplu de programul tău, chiar neștiind că voi participa la un program super complex și foarte compactat, care în 3 zile și jumătate am reușit să slăbesc 3,5 kg. Știi că am făcut un testimonial imediat după ce am ajuns acasă. Și mi-am dat seama că nu acea dietă raw vegană care a fost minunată și te felicit pentru contribuția Atenei la acest program, care într-adevăr prin pasiunea ei și prin felul în care ea ne-a gătit și ne-a expus mâncarea respectivă, am reușit și eu să mă bucur să mănânc mâncare raw vegană, eu care sunt, na, ca toți românii, ca toți cei din Ardeal, mâncăm cârnați, carne, mă rog, ne place foarte mult, dar într-adevăr a fost minunat. Ceea ce mi-a mai plăcut foarte tare la programul tău a fost
faptul că totuși ne-am simțit relaxate, n-am fost super în presiune, deși am făcut gimnastică, eu care nu fac gimnastică, dar am făcut-o cu bucurie pentru că ne-a explicat de ce e necesar să facem o oră de gimnastică dimineața pentru a debloca anumite părți de musculatură care, unde se depune de fapt stresul datorită emoțiilor pe care noi le avem. Ulterior mi-a plăcut partea de coaching pe care ai făcut-o dimineață și structurată pe zile, una pentru convingerile limitative, una pentru frici și una pentru conflictele interioare și ulterior acele meditații. Ți-am explicat că eu nu prea puteam să intru în meditație și nici nu puteam să simt mare lucru, dar foarte interesant programul cum l-ai pregătit. Chiar și unul care nu este experimentat și nu a avut performanțe în meditații, uite, eu am reușit să intru în meditație să simt. Partea bună a fost că în momentul în care am ajuns acasă, apropo de frici, când îți spuneam că mi-e frică de șoareci, ciobolan, târâtoare, orice fel, a doua zi m-am dus la terapie cu lipitor, care, dragele de ele, și ele sunt niște târâtoare. Și am constatat cu stupoare că, de fapt, nu mi-a mai fost frică de ea și chiar m-am uitat la ele și chiar le-am luat acasă. Eu care, numai când mă gândeam la lipitor, mi se făcea pielea găinii. Deci, vă vorbește acum... Da, te rog. Da, spune, continuă-ți. Nu, asta vreau să spun că asta a fost dovada clară că programul tău a funcționat pentru că a fost ceva palpabil imediat, dar am putut să constat imediat că exercițiul de descărcare a acelor frici la nivel de grup, da, chiar dacă poate multe persoane n-au avut această frică a mea, de exemplu, dar a fost foarte interesant cum tu ai cumulat fricile tuturor fetelor care eram în acel program. Iar eu am constatat că una din ele, cel puțin, a doua zi era rezolvată. Adică eu n-am mai avut acea frică și mi se pare genial. Da. Carmen avea o fobie, să explicăm un pic așa. Carmen avea o fobie de tot ce înseamnă animale și în acel program de care spune retreat, această frică și-a rezolvat. Adică efectiv această fobie de animale, șoareci, gândaci, paianjeni și ce-or mai fi, în ea s-a vindecat în așa fel încât surpriza ei foarte mare a fost să vadă niște lipitori de care înainte erau frică pentru că făceau un tratament cu lipitori și acum nu a mai avut repulsia aceasta. Deci ideea este că tot ceea ce respingem în interiorul nostru, deci respingem în exterior, respingem și în interior și în acel moment se creează niște conflicte interioare, niște blocaje interioare care pur și simplu duc la aceste traume, până la urmă orice frică duce la un fel de traumă și la o separare de ce este și în interior și în exterior și creează niște blocaje interioare, care aceste blocaje interioare creează la rândul lor... acele pe corpul fizic, acele contracturi, acele emoții stagnante, energii blocante și așa mai departe, care se văd pe corpul fizic, inclusiv tot ce înseamnă musculatură contractată, nu este altceva decât rezultatul unor emoții care se descarcă pe corpul fizic. Corpul fizic nu se poate elibera singur de aceste emoții stagnante și energii stagnante, pe care se descarcă efectiv pe corp, nu se poate elibera singur de acestea decât prin anumite tipuri de activități, unul dintre ele fiind sportul. Dar, Carmen, aș vrea să te întorci un pic la partea cu eliberarea emoțională, pentru că știu că tu ai avut niște experiențe extraordinare legate de eliberarea de conflicte interioare. Cum simți tu că ai... Deci vreau să ne explici cum simți tu că a avut impact asupra eliberării de kilograme, vindecarea ta emoțională, atât cât ai făcut-o în tabără și pe ce anume s-a lucrat acolo. Da, deci toate cumulate, toate cele 3 zile în care am lucrat punctual pe lucruri esențiale, aș putea să spun, frici și conflicte interioare și convingeri limitative, toate aceste lucruri, de fapt, le-am constatat în atitudinea pe care am avut-o ulterior vis-a-vis de oamenii din jurul meu și vis-a-vis de
conflictele și etapele dificile prin care trecem, de exemplu, la firmă. Înainte aș fi fost mult mai vulcanică, mult mai colerică, aș fi reacționat altfel, dar acum mi-am dat seama că, de fapt, eu m-am liniștit, eu m-am calmat, eu nu mai aveam ce să demonstrez cum eram înainte, pentru că mama, tata, nu contează, străbunicii, cumva am preluat niște informații transgenerațional, trebuia să demonstrez cuiva ceva. Practic, eu m-am vindecat, în primul rând, pentru că m-am acceptat pe mine așa cum sunt. Am înțeles cine sunt eu, de fapt. Am început să mă iubesc pe mine, să am stimă de sine și să nu încerc să mai demonstrez nimănui nimic despre ceea ce sunt eu. Da? Înainte, eram în poziția de victimă. Țin minte că am discutat despre acest lucru și mă lamentam tot timpul și mă plângeam în stânga și în dreapta și îmi dădeam seama că, de fapt, și de drept eu rămân acolo doar pentru că eu nu mă acceptam pe mine așa cum eram, cu greșelile mele, cu deciziile pe care le-am luat, cu evenimentele prin care am trecut, din punct de vedere relațional, din punct de vedere financiar, din punct de vedere business, absolut toate. Sunt 27 de ani în care am fost și sus și jos, cum foarte multă lume știe, cumva am avut determinarea și dorința de a trece peste ele, dar n-am știut niciodată că aceste evenimente, de fapt și de drept, ele au fost un plus valoare pentru mine și au fost niște experiențe de care eu am avut nevoie ca să ajung omul care sunt astăzi. În momentul în care am înțeles, de fapt, și nu m-am mai, cum să spun, nu m-am mai înfuriat de evenimentele prin care am trecut, nu am mai fost supărată pe XY care m-a furat sau m-a trădat sau m-a mințit sau mi-a făcut o anume chestie. Am înțeles că a făcut parte din planul pentru mine în perioada aceasta ca eu să evoluez, să mă maturizez, să fiu mult mai disciplinată cu mine în primul rând, da? Să fiu disciplinată în sensul bun, nu în sensul rău. Adică 99% din perioada asta până acum 2-3 ani nu aveam altceva decât să găsesc vinovați pentru toate lucrurile care mi s-au întâmplat. Că de la mama, că de la tata, că de la bunicul, că de la soțul, că de la mai știu eu cine. Marea majoritate asta facem. Este cel mai comod pentru fiecare să găsească vinovat în oricare, dar nu se uite la el. Mai mult de atât, ce interesant este că nu trebuie să te simți vinovat pentru anumite alegeri. Alegerile respective trebuie să ți le asumi. 1. 2. La mână, experiența respectivă trebuie să-ți aducă un plus valoare sau un beneficiu. Noi nu avem răbdare să vedem beneficiul ăla sau beneficiul ăla, nu-l dăm la o parte, cum să zic, nu dăm la o parte suferințele prin care am trecut, da? Noi tot timpul ne plângem prin ce am trecut. Nu vedem valoarea care stă, sau cum să spun, ca și când ar fi cupa și triumful tău după acea experiență prin care ai trecut. Adică să vedem lecția pe care învățătura de experiență ne-a adus. Exact. Trecem astfel, ieșim din postura de victimă și trecem în postura de adult asumat și responsabil, care se uită la experiență din perspectiva unei lecții pe care a trebuit să o învețe. Unei reușite, nu a unei suferințe. Că întotdeauna rămânem doar cu suferința în minte, din toată perioada respectivă, dar nu vedem, de fapt, rezultatul după acea suferință. Carmen, aș vrea să ne întoarcem un pic la partea cu kilogramele. Ai spus că te îngrășasei destul de mult din cauza stresului. Aproape 10 kilograme în ultimii 2 ani. Cauza stresului pe care ai avut la business, sunt convinsă că nu ai trecut prin etape ușoare, că ai avut foarte multe provocări. Ca femeie de afaceri a trebuit să ții în mână și business-ul, și familia, și provocările de acasă, și provocările de la business. Și acum probabil că foarte multe femei de afaceri, dacă se uită aici la noi, se regăsesc în povestea ta, ai nevoie să-ți găsești liniștea interioară ca să poți să fii echilibrată, că doar tu ca femeie ești în primul rând suflet care vii și aduci problemele de acasă în business și problemele din business acasă. Și ca să se întrerupă această buclă, e nevoie să fii centrată pe interior, să te găsești pe tine, să fii în armonie cu tine și să-ți eliberezi acele bagaje de care nici nu ești conștient, pentru că până la urmă ajungem toți să fim conștienți la un moment dat că intrăm în niște bucle emoționale, niște dinamici care ne duc în alte dinamici emoționale și așa mai departe, și că toate acestea au acel rol de care spuneai tu mai devreme, să
învățăm din ele să facem schimbarea ca să ne fie bine pe toate planurile. Bun, te-ai îngrășat mai multe kilograme și acum vreau să îmi spui care a fost diferența dintre dietele pe care tu le-ai făcut în trecut și dieta, între ghilimele, retreat-ul la care ai participat și care a venit cu, cu ce a venit acolo. Păi, diferența e simplă. În primul rând că în trecut, când am făcut diete pur pentru a slăbi, nu am, nici măcar nu am reușit. Hai să zicem, poate am reușit un kilogram, dar oricum l-am pus la loc. Au fost zile întregi când n-am mâncat aproape nimic sau am băut numai ceai sau am ținut. Nu am scăzut niciun kilogram. Deci asta a fost pentru mine șoc. Acum, nu ți-ascund faptul că eu lucrez de ceva timp, de aproape un an de zile pe partea asta de coaching, de eliberare emoțională, fac tot, știi acest lucru și ți-am împărtășit și am mai experimentat încă o săptămână într-o tabără tot ceva de genul acesta pe alt subiect, dar tot emoțiile au fost la bază și tot acestea au fost, unde și acolo tot așa, 3,5 kg. Deci, practic, gândește-te că dacă în 2 ani de zile 10 kg nu le-am putut da înapoi, acum, în 2 săptămâni jumate, am reușit să dau 7 kg și mă mențin. Și acum am început deja să mai dau un kilogram jos, pentru că am început să mă echilibrez, dacă vrei, și am învățat un singur lucru foarte important de la voi, de la retreat. După ora 7 nu mai mănânc seara. Și asta este un mare lucru. Adică alea 4 ore de care are nevoie corpul să pentru digestie, să nu te culci la ora 11 după ce la 10 ai mâncat, că noaptea altceva nu face organismul decât să digere acea mâncare. Dar pe lângă toate astea, sunt 100% convinsă că cel puțin jumătate, dacă nu mai mult, din acele 3,5 kg care le-am slăbit, au fost emoțional, nu datorită dietei. Deci asta a fost percepția mea, pentru că a fost în două exemple diferite, da? În care dieta, una a fost o săptămână, una a fost 3,5 zile. Da? Dietele au fost diferite. Acolo am mâncat vegetarian, aici am mâncat ro-vegan. Gândește-te că după aceea o lună de zile am ținut dietă ro-vegană pentru că mi-a plăcut foarte mult și în fiecare dimineață îmi beam sucul verde și mă gândeam la voi și ce frumos era acolo când dimineața beam cu toate sucul acela verde care ne dădea putere pe parcursul întregii zile. Sigur că nouă ne este greu să ținem dietă ro-vegană, dar recomand măcar intermitent, din când în când, să facem aceste detoxifier, dacă vrei, să facem câteva zile pe zi sau măcar dimineața să ne facem un obicei să mâncăm fructe sau câte un suc verde, cred că ar fi ideal. Eu mă mențin cu partea asta. Carmen, tu lucrezi deja de ceva timp în zona aceasta de lucru cu sine. Da. Și vreau să-mi spui un pic din perspectiva ta, care este, de ce ar fi important ca, știu eu, să procedem invers, de la exterior către interior, de ce e important să lucrăm cu noi, de ce e important să ne vindecăm emoțional, de ce a fost pentru tine important să te vindeci emoțional. Din experiența ta, de ce a fost pentru tine important să te vindeci emoțional și care sunt beneficiile pe care ți le-a adus această vindecare emoțională? Păi, e foarte simplu. În ultimii ani am fost un om foarte trist. Cei care mă cunosc de foarte mulți ani știu că am fost mereu un copil vesel și entuziast, determinat, în care toate chefurile, dacă vrei, erau geniale. Îmi place să dansez, îmi place să cânt. Însă, cumva, m-au copleșit foarte multe probleme și situații familiare, în mod special, și chiar și de firmă. Și mi-am dat seama că, de fapt și de drept, eu nu sunt foarte echilibrată, pentru că tot timpul îmi găseam vină mie la efectele care erau în jurul meu. Și sigur că am avut șansa și norocul să am oameni deosebiți în jurul meu să-mi explice care sunt mecanismele. Că, de fapt și de drept, noi n-avem de ce să ne culpabilizăm și n-avem de ce să ne învinovățim. Și faptul că eu luam anumite decizii sau făceam anumite lucruri în viața mea, le făceam pentru că nu mă iubeam pe mine. Uh-huh. Asta a fost cea mai mare constatare. Nu aveam stimă de sine, nu mă iubeam pe mine, nu mă respectam pe mine, ba din contră, mă automutilam, da? Și aveam senzația că dacă eu aș fi făcut atunci așa, poate că lucrurile ar fi stat altfel. Dacă așa, în fine, nu vreau să intru în amănunte, chiar nu este important, important este concluzia la care am ajuns.
dacă noi nu ne respectăm pe noi, sigur, și cum arătăm este important. Foarte multe persoane care cresc în greutate știi foarte bine că au clar în spate niște emoții foarte puternice și practic stratul de grăsime este de fapt ca o haină pe care și-o face corpul tocmai ca să se apere de anumite emoții, de anumite frustrări, de anumite lucruri pe care nu vrem să le recunoaștem. Cred că cel mai important lucru este să fii sincer cu tine, să-ți dai voie să recunoști că ai greșit. Ok, nu este nimeni pe lumea asta să vină să te judece. Problema e că ne judecăm noi pe noi și noi ne autosabotăm. Noi ne autosabotăm, ca să nu mai vorbim de acele credințe limitative pe care le moștenim din familie, din social, din educație, cu care mergem toată viața și noi am vrea să facem ceva, dar nu putem pentru că alea sunt împământenite și ne autosabotează. Da? Deci noi ne autosabotăm și acele lucruri care sunt în subconștientul nostru pe care, chiar dacă nu le agrem, îți dau un simplu exemplu. Chestiunea cu banii, da? Părinții mei au fost oameni simpli, da? Bunicul meu a fost un om bogat, care a avut proprietăți, a avut terenuri. Foarte interesant, din toată familia mea, numai eu am fost singura care am făcut bani la viața mea, dar n-am prea avut parte de ei. De ce? Pentru că în continuu, am avut lecții de învățat pe partea asta financiară. Știi că am discutat despre lucrul ăsta și mă tot gândeam, măi, care este cheia? De unde vine toată povestea asta? Păi vine din familie, dar vine din educație. Mama mereu spunea, suntem prea săraci ca să cumpărăm nu știu ce, n-avem dreptul, nouă, nu ni se permite. Da, deci toate lucrurile astea și de la astea pornind, doar analizând și văzând ce mi s-a întâmplat mie, e evident că asta este important, ca noi să conștientizăm, să le punem pe hârtie. Partea de coaching pe care o faci tu este genială. De ce? Pentru că în momentul în care scoți la suprafață punctual niște lucruri de care poate nici nu ești conștient, da? Nu ești conștient. Noi mergem înainte cu toate lucrurile astea și spunem că așa e bine. Nu există. E bine ceea ce simțim noi și cu ce suntem noi în armonie. Nu cu ce ne-a zis mama sau tata sau doamna profesoară sau bunicul. Important este că dacă noi nu rezonăm cu ele, dar le facem pentru că așa am fost educați, asta nu e în regulă. Și dacă ar fi să revenim la partea cu kilogramele, pentru că știu povestea, partea prin analogie, da. Ce înseamnă credință limitativă în orice aspect al vieții noastre, funcționează la fel. Exact. Dacă în partea financiară funcționează la fel, exact cum funcționează și în partea emoțională, care are legătură cu comportamentele și obiceiurile vis-a-vis de mâncare, de multe ori băgăm în noi mâncare doar ca să umplem ceva, un gol, pentru că acel gol nu poate fi umplut cu altceva și acest nici măcar nu-l simțim. De multe ori mâncăm fără să simțim ce mâncăm pentru că viața nu are gust și eu mănânc ca să umplu un gol. Și toate lucrurile acestea au legătură cu acele răni emoționale pe care noi le avem în interior și care în timp am dezvoltat mecanisme de apărare. Și apropo de comportament, și de comportamentul vis-a-vis de ceilalți, dar și de comportamentul vis-a-vis de mâncare. Iar mâncarea, legătura dintre partea emoțională și mâncarea este una atât de puternică, încât inconștient facem alegeri alimentare care ne sabotează și care ne determină să ajungem în pragul la extreme al bulimiei, ale anorexiei, și mai departe decât atât, să aducem în corpul fizic boli fizice prin ceea ce alegem să facem, prin alegerile alimentare pe care le avem, cauzate de aceste emoții, traume, suferințe, neîmpliniri ale sufletului care sunt în interiorul nostru. Vreau să ne spui un pic ce a adus pentru tine această, dacă ar fi să ne referim la acele kilograme pe care tu le-ai dat jos în ultima parte de... Deci în retreat-ul după care a urmat primei tabere, ca să zic așa, de anul acesta, în care ai slăbit în total așa 7 kilograme, care au fost efectele pentru tine? Cum te simți când ești eliberată emoțional, când te-ai eliberat de niște conflicte interioare care te-au ținut blocată? Cum te simți când te-ai eliberat de niște frici pe care credeai că sunt acolo pentru totdeauna? Cum te simți când te-ai eliberat de niște convingeri limitative care te-au ținut încastrată într-o colivie sau, mă rog, într-o cutie așa invizibilă, dar din care nu te mișcai. Cum se simte un om
care a trăit pe viu toate aceste lucruri în acele 3 zile jumate în care am lucrat, puternic pe partea aceasta emoțională, prin tot felul de tehnici, metode prin care o să lucrăm și în programul de liberare, de slăbire, că până la urmă e un program de slăbire, dar care are un substrat cu totul și cu totul aparte. Aparte, și anume această vindecare emoțională. Păi, într-un cuvânt pot să spun că m-am simțit eliberată, dar dacă ți-aduci aminte fotografia pe care ți-am trimis-o a doua zi când am ajuns la birou, când m-am îmbrăcat cu o bluză pe care nu mai purtasem de mult și arătam efectiv slabă, bucuria că am putut purta acea bluză a fost maximă. Și automat încep să te iubești mai mult pe tine în momentul în care arăți mai bine. Da? Deci, poate că nu m-am gândit în momentul în care am făcut lucrul ăsta, deși sufeream că aveam foarte multe haine frumoase pe care nu mai puteam să le îmbrac. Asta era o chestie și toată lumea spunea, păi dacă nu le mai îmbraci, dă-le. Păi le-aș fi dat, dar parcă nu le-aș fi dat, că eu mă gândeam că poate să fie un cârlig pentru mine să-mi propun să le pot îmbrăca. Și atunci anumite lucruri le-am păstrat, tocmai pentru că îmi plăceau și că erau foarte bune, și mi-am propus să fac ceva. Dar îți spun, sincer, nimic nu a funcționat până ce nu am combinat exact aceste eliberări emoționale, care nu numai că m-au făcut să slăbesc, m-au făcut să am și o stare de well-being, dacă vrei, o stare de bine, un somn mai odihnitor. Mă trezesc dimineața mai cu spor ca înainte, mai cu drag, da? Am altă vibe, altă energie, dacă vrei. Am altă capacitate de a asculta și de a gestiona anumite situații care apar, că apar în fiecare zi, mai ales că suntem încă în plină pandemie și această pandemie ne creează tot felul de situații dificile în care nici nu mai știi, nu mai poți să-ți faci un plan, nu mai știi ce o să se întâmple peste o săptămână sau două, că dacă se mai întâmplă nu știu ce și aflăm anumite situații sigur neplăcute și, Doamne, nici nu doresc nimănui așa ceva, dar la nivel de business și la nivel de plan de viață și nu numai de viață și de business, nu mai știm ce să facem. Dar eu tratez lucrurile ca atare. În primul rând că nu spun niciodată că avem o problemă, că la toată lumea am zis, noi avem anumite situații și orice situație poate fi rezolvată. Și dacă atitudinea pe care o ai, pentru că tu te simți echilibrată și stăpână pe tine, pentru că ai eliberat bagaje care stăteau și erau ca un balast, dacă vrei, în tine, automat ești capabil să gândești altfel, să judeci altfel, să analizezi altfel. Tratezi o situație conflictuală cu iubire, cu bunătate, cu înțelepciune, da? Pe când înainte eram, recunosc, în continuu furioasă și în continuu tristă și încruntată, da? Am început să schimb lucrul ăsta. Sigur, încă mai sunt lucruri și dacă ai observat tot timpul eu când sesizez ceva, vin și spun, cred că ar mai trebui lucrat și asta, cred că ar mai trebui lucrat și asta. Eu de asta m-am dus la școala de coaching. Nu ca să devin neapărat un coach, nu mi-am propus încă atunci, dar am vrut să învăț despre lucrul ăsta, pentru că nu te învață nimeni pe stradă sau de la prieteni. Acolo am învățat foarte multe lucruri și sunt foarte fericită de alegerea pe care am făcut-o și când, în momentul în care m-am înscris acolo, am început să cunosc foarte mulți oameni deosebiți, cum e și tu și cum sunt foarte mulți oameni cu care lucrez și de la fiecare descoper că mai pot face ceva bun pentru mine. Nu există o rețetă clară. Mă, gata, dacă te duci, vrei să-ți rezolvi problemele, numai acolo poți să mergi. Unii rezonează cu unii, unii rezonează cu alții. Este minunat să experimentezi acolo unde nu-ți place și cu persoana cu care n-ai chimie. Nu are rost să mergi mai departe. Dar, slavă Domnului, sunt atât de mulți oameni minunați în acest moment care oferă aceste alternative, terapii alternative, încât eu spun că există un terapeut, dacă vrei, holistic sau cum o fi, sau un coach, pentru fiecare dintre noi. Da, foarte bine punctat. Există un, medic al sufletului pentru fiecare dintre cel care se caută și care dorește să-și vindece sufletul, că până la urmă cu toții ne dorim un singur lucru. Nu există om pe lumea asta să nu-și dorească să fie bine cu el, să trăiască mai bine, să fie fericit. Fericirea este o stare, mă rog, cumulată din mai multe
momente de bucurie, însă ca să trăiești bucuria, să trăiești starea de bine, e foarte, foarte important să faci un duș interior, exact așa cum faci dușul la exterior. Sunt convinsă că dacă nu te-ai spăla o săptămână și ai fi asudat zilnic și plin de praf, nu te-ai simți bine în corpul tău, cu corpul tău, să te îmbraci, să te culci și să te trezești în aceleași, în aceeași stare de nespălare, corect? Și atunci e foarte important că așa cum ne facem un duș în exterior, să ne facem un duș și în interior. Și mie îmi place, am auzit această comparație la un foarte drag colaborator și am preluat-o cumva, un colaborator bărbat, bineînțeles că bărbații vorbesc despre mașini. De câte ori îți duci mașina la revizie? Îți duci mașina la revizie poate anuală sau mai mult decât atât, de câteva ori pe an? Exact în același fel ne putem duce corpul acesta într-o revizie permanentă. Pentru că e foarte important să înțelegem că noi nu suntem doar, nu suntem corpul acesta, nu suntem emoțiile noastre, nu suntem mintea și gândurile noastre, noi suntem conștiință. Suntem spirite întrupate în acest corp, iar noi am venit aici să transcendem toate aceste lucruri și să ne ducem către experiențe înalte și către, să materializăm în viața noastră, să aducem în viața noastră ceea ce ne dorim. Ei bine, nu putem să o facem dintr-o stare de frică, nu putem să o facem dintr-o stare de boală, nu putem să o facem dintr-o stare de frustrare, energii joase, de energii joase pe care cu toții le experimentăm, că sunt și aceste emoții sunt în noi, nu sunt doar cele frumoase care ne plac. Aceste emoții noi le respingem și ele, pentru că le respingem, creează alte lucruri neajunsuri în corpul nostru. Și acum, exact cum am spus la început, nu vreau să tratăm acest subiect dintr-o perspectivă estetică. Esteticul este un efect al lucrului cu sine pe aceste trei planuri. Trupul, sufletul și mintea. În momentul în care noi lucrăm cu aceste trei aspecte la unison, se creează în exterior un efect extraordinar. Nu doar că nu mai ai nevoie de un botox ca să-ți netezească ridurile, dar fericirea interioară și balastul pe care tu îl dai jos, balastul emoțional, mental pe care îl dai jos, creează un efect de lifting din toate punctele de vedere. Un lifting emoțional, un lifting mental și un lifting facial și corporal. Pentru că vârsta nu este nici de cum un impediment ca la X ani, nu știu la ce vârstă crezi tu că ar trebui să se termine viața ta, dar poate că la 80 de ani, la 50 de ani, la nu știu, 40 de ani, ai putea să fii un om care să trăiești viața cu bucurie și să împlinești, să inspiri și pe ceilalți prin exemplul tău. Iar experiența ta, Carmen, mă face să mă bucur încă o dată că am ales să mă las inspirată și să creez acest program de 6 săptămâni, un program online datorită condițiilor actuale și online și pentru că am ocazia să mă conectez cu foarte multe persoane, femei, cliente care sunt din toate colțurile lumii. Un program de 6 săptămâni în care vom lucra exact cum am lucrat împreună, Carmen, holistic, pe cele 3 aspecte, pentru ca tu, femeie care te uiți acum la noi, să devii, indiferent ce rol ai. Ai rol de femeie de afaceri, ai rol de mamă, ai rol de indiferent ce rol ai, tu ești un suflet care și ai venit să experimentezi această viață într-un corp de femeie pe care trebuie să-l onorezi sau așa ar fi important să-l onorezi. De ce să ne onorăm corpul? Pentru că există niște trenduri și acum asta vreau să închei așa finalul ca să nu dureze foarte mult acest live. Dragii mei, înainte de a ne considera corpul doar ca un fel de vehicul și corpul acesta nu este important, există acest trend cumva și trendul acesta de corpul nu este important, că altele sunt mai importante, sufletul, conectarea cu sursa, vreau să vă spun, corpul este extrem de important pentru că noi nu avem doar chakra inimii, de la chakra inimii în sus și noi nu ne conectăm doar cu divinul, ci ne conectăm și cu
pământul și cu energia telurică și noi avem nevoie să ne împământăm, iar pentru o împământare, pentru foarte bună conectare cu lumea de sus și lumea de jos, este foarte important ca acest corp să fie un canal care să transmită energia cea mai potrivită și să fie un canal pur, în care energia să curgă, nu să fie stagnantă pe diverse etaje și care să te blocheze, pentru că o energie blocantă pur și simplu te face să rămâi în anumite etaje inferioare și ancorat în frici, de exemplu, ancorat în frici, în nesiguranță, sau să rămâi doar în eter, adică să fii ancorat doar într-o conectare cu sursa, cu Dumnezeu, cu divinitatea, ceea ce te face să fii o persoană extrem de cu capul nori, care nu ai nicio treabă cu partea asta materială, și atunci și aici există o foarte mare disensiune, disarmonie emoțională. Sunt extremele, de fapt, și în momentul în care ești ancorat foarte mult în material și în mental, îți blochezi emoționalitatea, iar în momentul în care ești foarte mult ancorat în emoțional, îți blochezi partea cealaltă. Iar această uniune se face doar prin cunoaștere de sine, prin eliberarea emoțiilor, prin a face pace cu tine, prin a duce la unison ceea ce mintea și inima își doresc. Până la urmă, mintea și inima nu își doresc decât un singur lucru, ca tu să fii fericit. Însă, pentru că asculți fie de minte, pentru că ego-ul ne controlează și atunci avem senzația că ținem frâiele în mâini, sau doar de inimă, pentru că, nu e așa, emoționalul ne conduce la un moment dat mai mult decât vrem noi, și când nu facem pace cu cele două, sau când nu ducem mintea în inimă și să creăm acest canal extraordinar și să ne punem la unison, să fim un tot, până în acel moment nu vom fi în pace cu noi. Iar ca să ne trăim o viață echilibrată, în armonie, să avem vitalitate, energie, să avem claritate mentală, să avem pacea pe care ne-o dorim cu toții, ca să creăm fericire în viața noastră și în viața celorlalți, este foarte important să facem acest duș emoțional interior, exact cum spunea și Carmen, să facem această muncă cu noi, pentru că balastul ăsta emoțional, balastul ăsta interior, nu are cine să vină să ni-l cureți. Exact cum faci dușul tu exterior, că nu te mai spălă nimeni acum la vârsta ta, nu te speli singur, faci duș singur, exact același lucru ai nevoie să faci în interior, doar că de data aceasta e nevoie să faci împreună cu cineva această ghidare interioară. Altfel, tu de unul singur nu vei putea face asta, pentru că așa cum ai învățat alfabetul împreună cu un profesor, exact aceste lucruri ai nevoie să faci ghidat de cineva care deja știe procesul, știe călătoria și te poate ghida în așa fel încât să ajungi la niște rezultate într-un timp scurt. Carmen, eu îți mulțumesc tare mult. Și mai avem, dacă îmi permiți, o secundă, mi-a venit o idee cât timp ai vorbit tu acum. Știi care mai este un efect extraordinar al lucrului cu sine și în mod special după ce am terminat detoxul la tine? Faptul că am început să mă prioritizez pe mine. Și ăsta este un lucru valabil pentru toate femeile care sunt mame, care sunt femei de afaceri, care se sacrifică în permanență, ba pentru copil, ba pentru soț, ba pentru firmă, ba pentru mama, ba pentru temirce. Am început să mă prioritizez pe mine și să știu că mă simt extraordinar de bine acest lucru, făcând acest lucru, și recomand tuturor să ajungă în acea fază în care să-și dedice timp mai mult pentru sine. Da, și foarte bine precizat. Să te prioritizezi pe tine nu înseamnă să-i neglijezi pe ceilalți, dar din programul tău de X ore în care ai alocat timp pentru job sau business, atât pentru familie, atât pentru copil, pentru soț, pentru partener, pentru tine cât timp aloci. Dacă nu-ți aloci măcar o oră pe zi în programul acela și să-l ajustezi în așa fel încât să creezi armonia aceasta între a-ți aloca și ție timp și celorlalți, este foarte clar că vei fi tot timpul neîmplinită, nemulțumită și așa mai departe. Și acum, la final, înainte să închidem acest live, vreau să-ți amintesc că în 8 octombrie, într-o zi extrem de importantă din perspectivă astrologică, pentru că există acolo o conjuncție minunată care ne susține să creăm niște noi începuturi
Este și o lună octombrie în care am intrat în balanță, astăzi este luna nouă în balanță. Balanța este semnul echilibrului al parteneriatului, relația cu corpul tău este extrem de bine susținută, iar în 8 octombrie am fost inspirată și ghidată să încep acest program de eliberare, de eliberare a kilogramelor prin vindecare emoțională, în care conjuncția Soare-Marte ne susține extraordinar de mult să dăm startul unei noi vieți în viața ta. Să facem o schimbare de perspectivă, în așa fel încât tu să poți să te susții apoi singură și de ce nu într-un grup în care te invit apoi să participi gratuit în grupul de sport pe care îl coordonezi și să rămâi în această energie magică în care tu să poți să faci în continuare această schimbare pe care în acele 6 săptămâni le vom parcurge împreună. Este un program complet și complex și spun că este complex pentru că abordează această vindecare, această eliberare de kilograme exact holistic. Este primul program pe care îl creez în acest fel, dincolo de primul program online, pentru că în retreat, în tabără, am creat un astfel de program și te asigur că vei avea doar de câștigat. Indiferent care este rolul tău în acest moment, gândește-te că nu vei putea fi o femeie de afaceri împlinită și să-ți duci business-ul la nivelul la care tu îți dorești, dacă nu te întorci la tine, la femeia din tine, să vezi care sunt aspectele de vindecat în interiorul tău și indiferent că vrei să slăbești 10 kg sau că vrei să slăbești 3 kg sau că te nemulțumește ceva legat de corpul tău, gândește-te în primul rând la ce suferințe ascunzi în interior, care sunt lucrurile care te sufletului. Care sunt părțile acelea din suflet care te apasă. Și crede-mă că în momentul în care aceste lucruri se rezolvă, aceste conflicte interioare se rezolvă, aceste stări de nemulțumire se rezolvă, totul se rezolvă ca de la sine. Mulțumesc tare mult că ați fost în seara aceasta cu noi. Carmen, îți mulțumesc mult. Eu mulțumesc, Elena. Ai împărtășit experiența ta minunată. Îți doresc mult succes în business-ul pe care l-ai și mult succes în demersurile tale apropo de noul stil de viață pe care l-ai adoptat. Da. Și dragilor, ne întâlnim cu bucurie într-o altă întâlnire. Vă țin la curent cu emisiunile pe care urmează să le fac. Vă îmbrățișez cu mare drag și nu uita, te aștept să te înscrii în programul care începe pe 8 octombrie, adică peste 2 zile. Da, 2 zile. Seară magică vă doresc. Seară magică, la revedere.